spunem în numele Institutului de Studii Liberale, bine ați venit la această școală politică în care, alături de colegul meu, Laurențiu Cazacu, vom încerca, de-a lungul acestei zile, să vă punem la dispoziție câteva informații care țin de elementele de bază ale identității liberale. Cât sunteți membri ai partidului dintre cei prezenți în sală? Vă rog să ridicați mâna și care sunteți membri. Toți. Ok. Haideți să vedem câți dintre cei care sunt aici vin din PLR. Mâna sus cei de la PLR. Oh, oh. Cât sunt în PC? Și restul? ALDE este format din PNR și PC. Deci, vin în PNR, câți vin în PC? Membrii noi. Foarte bine. Bun. Cu atât mai bine. Câți dintre cei care sunteți membri noi sunteți pentru prima dată membri al unui partid? Bun. E necesară această cunoaștere, chiar dacă nu este una individuală, dar e una de grup, pentru a ști și noi cum să ne plasăm în raport cu această echipă destul de frumoasă, zic eu, și cu încurajatoare ca perspectivă de lucru. Pe de altă parte, trebuie să știm și de unde să pornim cu informațiile de care aveți nevoie și care să fie acele elemente pe care să le deprindeți și cu care să plecați la sfârșitul acestei zile. Pentru că până la urmă încercăm într-o singură zi, sigur, să punem la dispoziția celor prezenți acele informații care să fie necesare în înțelegerea elementelor de identitate liberală. Nu are rost să mergem foarte prea departe, dacă sunteți pentru prima dată membri al unui partid, și atunci elementele de debut vor fi noțiuni introductive de bază. Avem în cadrul Institutului de Studii Liberale mai multe categorii de cursuri, așa cum este și la școală sau la o facultate. Pe fiecare treaptă de cunoaștere sau de pregătire politică punem la dispoziția cursanților noștri informații de care țin de elementele de natură doctrinară și de identitate liberală. Așa că sunteți invitați, dacă la sfârșitul acestui curs veți găsi interesante lucrurile pe care le veți cunoaște și veți dori să le aprofundați sau să mergeți mai departe, vreau să cunoașteți faptul că Institutul de Studii Liberale vă poate asigura și în continuare o pregătire pe alt palier, mai elaborat, mai larg ca și nivel de cunoștințe, pentru cei interesați. Astăzi vom începe doar cu elementele de bază și Laurențiu, care este un dintre cei mai experimentați trainer pe care Institutul are la dispoziție, pregătit de Fundația Friedrich Naumann, despre care cred că ați auzit, cel puțin cei care ați fost la școala de iarnă și ați văzut că aceasta a fost organizată de Institut împreună cu Fundația Friedrich Naumann. Laurențiu este cel mai bun trainer pe care noi îl avem și care a avut amabilitatea să vină la Vaslui, în județ și în Bârlad ca oraș, pentru a vă ajuta să deprindeți aceste elemente de identitate liberală ca prim contact doctrinar cu liberalismul. Așa că, Laurențiu, o să vă introducă în prima temă. Prima temă ține de principii liberale, principii și valori fundamentale ale liberalismului. Urmează o scurtă pauză, care este, înțeleg, aranjată ca sub forma unui mic bufet în timpul prânzului. După prânz vom avea două teme principale pe care le vom discuta, și anume, prima este cum este organizat statul, cum funcționează statul, care sunt instituțiile și palierele administrative la nivel central și local și cum acestea interacționează în structura sistemului statal. Și a doua temă, dacă va fi timp, va fi legată de nivelul de implicație, de gradul de angajare la nivel individual și la nivel comunitar în
acțiuni politice sau reacții de răspuns social. Deci acestea trei teme vor fi. Prima temă, principii și valori liberale. Cea de-a doua temă, modul cum funcționează statul. Și cea de-a treia temă, implicarea civică. Laurențiu, începi tu cu prima parte. Da. Păi, cum ați aflat, numele meu este Laurențiu. Astăzi o să petrecem majoritatea zilei împreună. Două cuvinte despre mine. De profesie sunt avocat, sunt ploieștean, jet-beget, născut, crescut, mai puțin partea de educație de 5 ani cât am stat prin București la facultate și master. Înainte de a intra în temă, am să încerc să vă cunosc un pic, măcar să încerc să rețin câteva nume și haideți să facem următorul joculeț. Fiecare dintre voi va trebui să spună numele, prenumele mă interesează, și am să vă rog să găsiți o trăsătură pentru voi, un atribut, care să înceapă cu inițiala numelui. Spre exemplu, eu sunt Laurențiu și eu sunt Leneș. Da? Am să vă rog pe fiecare dintre voi, începem de aici din spune. De care numele? Constantin. Constructor. Constantin, curajos. Dar am să vă rog să vă și ridicați în picioare și să vă uitați. Constantin, curajos. Sunt 64 de valori scrise. Aceste, păi este un joc în grup, de-aia nu primește fiecare, în acest motiv nu primește fiecare dintre voi o foaie, pentru că vreau să lucrați în grup, să discutați aceste valori. Și fiecare echipă va trebui să extragă minim 12 valori, da? Din cele 64, minim 12, corespondente curentului politic, ideologiei, desemnată fiecare echipă, da? Și avem prima echipă, socialiștii, socialismul, a doua echipă, conservatorii, și ultima echipă, echipa 3, liberalism, da? Deci fiecare echipă, minim 12 valori, corespondente curentului politic desemnat, da? Adică, când spunem liberalism, la ce vă gândiți, din ce este acolo, la fel, când vorbiți despre conservator, conservatorism, la ce vă gândiți, din ce cuvinte, la fel și voi, pentru socialism. În grup, discutați între voi. Grupul 3, liberalism. Alegeți dintre voi unul dintre cei care, dintre membrii grupului, care după aceea va prezenta, da? Lucru în grup. Aveți 64 de valori, da? Extrageți 12 valori care corespund. Grupul 1, valorilor socialismului, grupul 2, valorilor conservatorismului și grupul 3, valorilor liberalismului. Tu când spui conservator, te gândești la drepturi colective, unitate, tradiții și responsabilitate socială. Hai să simțul realități. Asumarea. Adică? Vorbește mai tare un pic. Să fim conștienți de realitatea în care trăim și de nevoile poporului. Deci nu că trebuie să ține. Adică pe ei trebuie să-i convingi. Să cunoaștem problemele poporului și să ne putem ajuta reciproc. Revenim la simplu realități. Ok. Consider că un conservator, cum este un conservator? El este predispus la dialog, se informează des care sunt problemele tuturor, despre că este ancorat în simțul realității. Este genul de persoană amabilă, care merge și face piață singură. Cam așa, conservator.
Da? Dar pe generații, cam care îi spune că sunt în general conservatori? Ce generații? Mai în vârstă. Da? Din oamenii care sunt mai în vârstă sunt la curent cu toate noutățile tehnologice sau alimentare sau tot ceea ce este nou? Nu. Da. Toată lumea este de acord cu acest lucru? Grupul. Grupul. Grupul susține? Deci grupul. Da. Este foarte important echipa să, să fie unită și să susțină reprezentantul. Da. Sunteți cu toții de acord că persoanele mai în vârstă sunt la curent cu noutățile? Nu. Și mai grupul, întâi grupul lor, apoi celelalte grupuri. Da sau nu? Citare, cu foc! Mai dați pe o gaugaua, n-ați mâncat, ce n-ați făcut de nimic? Nu ești de acord, grupul, spuneți! Da sau nu? Da! Da! Deci, bătrânii sunt la curent cu telefoanele mobile, uită pe internet, se uită pe internet, deci ei sunt cei mai la curent cu toate noutățile. Celelalte două grupuri, sunteți de acord cu opinia colegilor voștri? De ce? Pentru că sunt doar unii oameni în vârstă care vor sau au pierdut asta, restul nu. Și nu au oportunitatea de a înțelege lucrurile, la vârstă le înțelegem ăla. Ok. Cei mai în vârstă sunt de acord în general cu noutățile? Nu. Nu toți. Din comuniții, da, sunt înțeleagă. În general. Când zic în general, înseamnă nu toți. Da? Deci persoanele mai în vârstă pe care noi le considerăm conservatoare nu sunt în general la curent cu ceea ce este nou și de foarte multe ori nu sunt de acord cu ceea ce este nou, cu ceea ce reprezintă practic schimbare în stilul lor de viață. Astfel am putea spune că sunt un pic desprinși de acest simț al realității. Da. Da. Par un pic încadrați în alte vremuri. Comunismul sau în alte vremuri nu sunt practic în aceeași perioadă cu noi. Drepturi colective ale comunității, ale grupurilor. Libertatea de exprimare. Într-un. Drept colectiv. Drept individual. Haideți. În istorie, aristocrația, burghezia, cum era? Avea drepturi, dădea drepturi tuturor? Nu. Dădea drepturi colective? Nu. Războiul din Statele Unite pentru eliberarea Sudului de sub ce s-a făcut? Sclavagismul era de drepturi colective? Sudul era în raport cu Nordul cum? Tradițional și conservator. Nordul fiind? Democrat. Democrat și liberal. Deci drepturile colective nu stau neapărat cel mai bine acolo, iarăși. La conservatori. Nu stau în dreptul conservatorilor, ca valoare principală. Solidaritate? Solidaritate față de popor. Ca solidaritatea cu cui? Față de toată lumea. Bine, mulți au preluat din acest discurs al liberalilor, inclusiv socialiștii și conservatorii. Momentan nu prea mai avem socialism pur și conservatorism pur. Curentele au evoluat. Acum mai ales ne referim la populari sau creștini democrați. Știe cineva cine sunt populari în România? PNL. PNL, da. Deci ce avem? ALDE care sunt pe curentul liberal, PSD-ul pe curentul socialist, acum social-democrație, nu mai e la modă, și pe curentul popular creștin-democrat este PNL-ul.
este foarte important să știm aceste noțiuni ca să vedem unde se încadrează fiecare partid. Dar mai mult decât atât, ca să vedem dacă partidul ăla este sincer în ceea ce spune. Că vii din partea peneliștilor, da? Și spui că ești mare liberal, ca partid liberal de comune, dar tu de fapt promovezi cu totul și cu totul altceva. Spre exemplu, dreptul la avort. Da? Posibilitatea de a face avort. Posibilitatea aia. Dreptul. Stai. În România ai dreptul să faci avort. Ai posibilitatea. Până, posibilitatea înseamnă că găsești o clinică, dreptul înseamnă că nu e băgat la pușcărie dacă l-ai făcut sau nu. Sau cel care îl face. Deci până la 14 săptămâni, dacă nu mă înșel, ai, se poate face întrerupere de sarcină, de fapt, îi zice în mod corect. Ai această posibilitate. Care din aceste curente este, să spunem, americanii spun pro-choice, pro-alegere. Opțiunea cealaltă fiind pro-viață. Care din aceste curente sunt pro-alegere și care sunt total împotrivă? Împotrivă, clar. Conservatorii sunt total împotrivă. Pro-alegere. Da? De ce sunt conservatorii total împotrivă? Pentru că ei sprijină tradiția. Că ce am spus eu că organizație foarte mare cu care ei biserica pro-viață, discutăm despre pro-viață, biserica se opune foarte tare întreruperilor de sarcină, pentru că ei consideră, unu, viața este dată de la Dumnezeu și nu avem voie să o întrerupem noi, pentru că este un omor, în opinia lor. Ar trebui să susțină această opțiune pro-viață. Dacă îi întrebați pe foarte mulți dintre ei, o să spună: a, dar cum? Este liberă alegerea femeii? Nu ne putem opune? Nu avem voie să ne opunem la așa ceva? Cum? Libertatea individuală? Și apoi îl întreb: doamne, dar tu ai citit, tu ești membru într-un partid european, da? Partidul Popular European. Tu ai citit statutul ce scrie acolo? Că vei promova viața și că te vei opune tot timpul avortului? Păi atunci, cum mai poți să spui că ești într-un partid care îmbrățișează o doctrină? Acolo au avut, cum să zic eu, ceva beneficii pentru a că au intrat. Nu că e într-adevăr. Dacă luăm pe oameni, în general, ei sunt liberali. Păi și atunci să vină în altă. Păi mult din ei, dacă vedeți pe scena politică, trec la alte. Păi mulți trec la alte. Dar discuția este la modul următor. Dacă astea sunt valorile în care crezi, ce cauți în partidul ăsta și nu te muți în partidul ăsta? Dacă te duci într-un partid, te duci și promovezi întreaga lui doctrină. Nu ce-ți convine? Nu citești statutul ăla, doar paginile îi pare. Că pe pare nu-ți convine ce scrie. De asta foarte mulți din cei care sunt aici au spus că au intrat într-un partid nou. La Alde, pentru că ei au intrat pentru o idee aici. Ceilalți care sunt în vechile partide, au intrat pentru un destul focul sau pentru unele beneficii. Asta e diferența între celelalte partide și altele. Eu acum, de ce intră fiecare? Fiecare, eu nu fac politică. Eu aici explic doctrinar, discutăm doctrinar, unde anume ar trebui să te plasezi ca și discurs politic și ca și valori. Adică, dacă voi, cei de aici, care sunteți membri ALDE, nu credeți în ce am scris acolo despre liberalism, nu vă regăsiți în ALDE. Este clar că sunteți într-o organizație cu care nu vă identificați. Pentru că în momentul în care pleci pe stradă, faci campanie sau devii un politic, ai o inițiativă legislativă, vorbești la televizor, păi trebuie să vorbești
despre ce scrie acolo. Da? Haideți să vă dau exemplu de un răspuns eminamente liberal, până pusă masă, dat de Călin Popescu Tăricianu. Imediat după formarea guvernului în decembrie 2014, cei de la UNPR au venit cu două inițiative într-o conferință de presă, până pusă masă, nimeni nu știa ce urmează să anunțe, au venit și au spus că îi propun dreptul de la vot de la 16 ani, dar și impozitarea marilor averi. Mare avere, au zis ei, peste 450.000 de euro. O cifră dată, așa că i-a întrebat cineva, dar ce e aia mare avere? Păi ca ambasă, zic eu, că e mare avere. Da? Și la Senat, și la Camera Deputaților, umbră reporterii, cum vede pe câte unul, fuge la ăla și îi întreabă ce le trăznește prin minte acolo. Foarte greu pentru orice om este să vine unul cu microfon în față la tine și te întrebe orice. Și dacă te întreabă ce ai mâncat la prânz, te uiți, ce, dar ce am mâncat la prânz? Dar am avut voie să mănânc, ce am mâncat, ce? Trebuie prin minte tot felul de scenarii. Și tabără când îl văd pe Tăricianu ieșind, nu mai știu când ieșea, de la grup sau din cabinet, tabără cu el, UNPR-ul propune impozitarea marilor averi, ce părere aveți, tensiune cu alții. Rămâne el așa, e foarte interesant să căutați imaginile, la care el spune, nici nu înțelesese prea bine întrebarea exact. Dar ce a înțeles el? Impozit, tax. Și îi spune, domnule, eu ca liberal mă opun introducerii oricărei noi taxe. Da? Scurt. Înțelegi curentul liberal, înțelegi că te opui taxelor. Indiferent pe ce se propune taxa aia. Nici nu stai inițial la prima vedere, la prima discuție, la primul argument, să zici, da, ce taxă bună. Nu. Ești liberal, încurajezi inițiativa privată, descurajezi creșterea impozitelor și taxelor, da? Deci asta trebuie să fie la prima vedere. Într-adevăr, din punct de vedere populist, popular, sună bine impozitarea marilor averi. Majoritatea populației, 90%, nu se încadrează la marea averi. Și o să spună mereu, cine, ciocoia aia de sus? Păi aia să-i impozităm, să-i nenorocim. Sună bine din punct de vedere electoral. Atragi masele. Dar din punct de vedere doctrinar, nu poți să susții taxele din principiu, că te opui taxelor. Pentru că tu, ca liberal, vrei ca toți să ajungă să aibă o mare avere, da? Vrei ca fiecare să înceapă o afacere, o inițiativă, să ajungă sus, să aibă și el o mare avere. Nu să-i spui, bravo, te încurajez acum, uite, te ajut cu împrumuturi, tot, îți faci afacere, de ce? De-abia aștept să ajungi sus ca să te impozitezi. Da? De-abia aștept să-ți faci tu o avere de 1 milion ca să-ți iau. Da? Altfel, cum mai încurajezi pe cineva să-și înceapă propria afacere dacă tu îi spui că pe viitor stai, să vezi ce te impozitezi eu când ajungi tu un pic mai mare. Da? Bun. Așa. Câteva noțiuni pe care le consider foarte importante. Limitarea puterii de stat. Unde credeți voi că ar trebui introdusă limitarea puterii de stat? Liberalism. Tare, liberalism. Toată lumea spune așa. Adică, dacă am spus bine, sper să fi fost auzit. Dacă n-am spus bine, sper că nu m-a auzit nimeni. Nu, spuneți tare. Mai e ceva ce te învață în public speaking, în discursul public. Dacă spui o prostie, spune tare, cu mândrie, pentru că dacă tu nu te crezi când spui ceva, nimeni nu o să te creadă. Vezi, și dacă vă veți duce într-un studio la o emisiune electoral-politic, dacă spui tare, îl convingi și pe moderator și pe celălalt. Petre Roman era într-o dezbatere cu Corneliu Vadim Tudor în 2000. Petre Roman îi spune,
Da, Vadim chiar a făcut o declarație că v-a băgat toți corupții pe un stadion și v-a împușcat. Și Petre Roman mai reproșează, domne, vă mai mențineți declarația că a spus nu știu cum și nu știu cum, la care Vadim Tudor, n-a spus așa ceva. Domne, dar a spus, n-a spus, mă, n-ai înțeles? A rămas Roman! Deși spusese! Dar cu cât ești mai convingător, cu atât îl convingi și pe celălalt din fața ta. Indiferent că tu spui o prostie. Dar trebuie să-l convingi. 10! Hai! De aici, de la 1. Hai, Georgiana. Hai, Georgiana. Hai. Știința și în special progresul științific nu sunt rezultatul unor eforturi izolate, ci a concurenței libere a ideilor. În esență, progresul depinde foarte mult de factorii politici și de instituțiile politice care protejează libertatea de gândire. Liberalism. Da. Cineva contrazice? E bine. Mai departe. Hai, răs, că 11 chiar așa de mică. Da. Aveți curajul să folosiți propria înțelegere. Liberalism. Da. O să... V-a luat-o noi. Haide, și de la 2. Cine, pe cine n-am auzit până acum? Băieți. Băieți? Nu există nicio justificare pentru opinia, conform căreia dacă puterea se câștigă prin proceduri democratice, ea nu poate fi arbitrară. Limitarea puterilor previne arbitrarismul. Limitarea puterilor. Limitarea puterii de stat. Comunism. Comunismul? În comunism, limitarea puterii de stat? Te spânzura ce au și-a studiat. Deci nu știu statul. Bun. Tine, analizați domeniul sănătății publice. Chiar și un lucru atât de simplu ca distribuirea laptelui necontaminat populației urbane necesită un nivel înalt de control public. Conservatori. De ce? Control de stat? Ziceți, măi, tare, ziceți, ziceți, ziceți. Da? Data viitoare, când vin la Vas 2, vin după prânz. Da! Problemele dezvoltării pot fi depășite doar prin alistarea privată, coordonarea industriei și a culturii și prin intervenire în sine. Socialism. De ce? Care? Credeți, planificare, coordonare. Credeți, coordonare. Da? 15. De n-am discutat până acum. Hai, tinere, tinere, că pe tine te-am văzut. Hai, spune. Ce mai remarcabil rezultat al distrugerii societății internaționale prin revoluție, care este și un rezultat al industrializării în masă, este crearea curane singuratice, un grup de indivizi fără o comunitate reală, care știu că nimănui nu-i pasă de ei și care de deseori sunt convinși că nimeni nu mai contează. Că e un conservatorism. Socialism. Da. Fraza asta este din Karl Marx, Capitalul, sau nu, ceva. E o frază filozofică și o încadrăm la socialism, fără să... Bun, 16. Citesc eu. Drepturile minorităților trebuie să urmeze două principii importante.
Nu trebuie să se permită unui grup să domine alte grupuri și nu trebuie să se ofere unui grup puterea de a-și oprima proprii membri. Cine încurajează drepturile minorităților? Liberalismul. Da? Și al doilea principiu, și nu trebuie să se ofere unui grup puterea de a-și oprima proprii membri? Este cumva un fel de limitare a puterii de conducere, a puterii de stat? Deci tot liberalism? Nu? Nu e conservator. Deci care curent propune ca ca statul, conducerea, să aibă puteri limitate? Liberalism. Socialiștii întotdeauna propun un stat puternic. Da? Socialiștii, da. Una dintre sarcinile majorele statului este de a reduce abdurile, astfel încât tare, tare, tare. Să primească o parte. Se aude în spate? No. Mai tare. Trebuie mă dau mai cu fata. Tare, tare, tare. E bine, mai că nu s-a pus să-ți spun nici eu. Haide, fiecare să primească o parte. Zi, de la început, Una dintre sarcinile majore ale statului este de a redistribui averea, astfel încât fiecare să primească o parte echitabilă. Prin urmare, statul trebuie să aibă puteri vaste pentru a putea realiza acest lucru. Socialism. Sigur? Sigur. Pentru că vizează pe distribuirea averii, egalitate în societate. Și un stat foarte puternic. Conservatorism aici. Bine, socialism. Nu, mă refer strict la ultima parte. Care? Cu statul puternic. Statul trebuie să aibă planificare centralizată, control de stat. Conservatorii, chiar dacă ei cred într-un stat puternic, ei nu îl consideră pe acesta un mare jucător și un important actor, atât pe piața economică sau care să reglementeze. Într-adevăr, ei zic, statul trebuie să fie puternic, dar să nu aibă prea multe atribute. Da? Uite, exemplu pur Partidul Republican din Statele Unite. Vor întotdeauna o armată puternică a Statelor Unite. Statul America trebuie să fie un stat puternic de care să-ți fie frică, dar să nu facă nimic. Deci statul să rămână concentrat la Washington, dar în ceea ce privește teritoriul, fiecare trebuie să se guverneze după cum vrea. Dar statul în sine, agențiile federale și tot, trebuie să fie puternice și cu puteri mari, dar nu, să nu facă mai nimic. În timp ce socialiștii consideră că statul, nu numai că este puternic, dar trebuie să se implice în fiecare aspect al vieții noastre. Bun. 19 și 20. Haideți că sunt scurte și luăm și pauză în 2 minute. Statul există pentru a proteja bunurile comune de interese speciale. Protejarea bunului comun? Socialism. Când auziți bun comun? Socialism. Și ultima? Cineva. Haideți că nu o fac. Deci centralizarea puterii întotdeauna va încuraja separatism. Da? Cum să fie liberalism? Separatismul este bun? Deci cine dorește puterea concentrată? Socialiști. Totul să fie conatul nostru. Da? Statul. Nu mai merge.
Sabotaj. Statul nostru are trei mari componente. Branches of government, ramuri ale guvernului. Numai că noi am interpretat și am spus guvern, guvernul cu primul ministru, în timp ce în țările saxone se spune cabinet, șeful cabinetului, și se interpretează guvernul ca fiind statul în mare. Da? Așa. Cine să avem aici, în ordine cum sunt definite în Constituție, trei mari puteri. Ce executivă, legislativă și juridică? Da. Executivă și judecătoare. Bun. Puterea legislativă este reprezentată de Parlament. Cine a zis președinte? Așa, cum? De? Păi și am rezultat că vreau să fac de președinte. Așa. Executivă de deci președinte și guvern. Da. Și judecătorească. Instituțiile juridice. Cum? Curtea Constituțională. Cine a zis Curtea Constituțională? Nu, 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 în altă putere ca să-ți explic. Așa. Instanțele de judecată și? Instanțele de judecată, e cea mai înaltă, da, e zice și înaltă. Și care să știți că nu e chiar așa înaltă. Așa, și parchetele. Parchetele sunt lângă înaltă curte, DNA, UDI, codul, fac parte din puterea judecătoare. Mamă, dar de ce ne găsesc acesta? Bun. La nivel local, legislativa și executiva, care sunt? Local. Da. Local. Primarul ce este? Executiv. Și? Legislativul cine? Primăria. Consiliul Local și Consiliul Județean. Da? Deci Consiliul Local, Consiliul Județean, Camera Deputaților, Senat. Acestea două la nivel local, acestea două la nivel național. Și aici avem guvern, președinte, de fapt, întâi și apoi guvern, și prima. Da? Bun. Ce știți despre Senat și Camera Deputaților? Dezbat anumite legi. Ca, știți cum se numesc senatorii din Vaslui? Bun, vreo doi știu eu. Este Gabriela Crețu și unul este Ion Total, mi se pare. Cum? Ana Birceal e aici? Nu. Nu? Ba, e la Vaslui. Da? Vice Constituția Dorlei. Așa. Dar e deputată. Deputat. Cine mai sunt deputați pe aici? Adrian Solomon. Adrian Solomon. Știți cum vor fi alegerile pentru... Cum se fac alegerile pentru consiliile locale? Cum se alege autoritatea legislativă? Prin vot. Da. Cum? Cine pe vot? Nominal? Nu. Pe liste. Atât, până acum se alegeau din nominal la deputat și senator pe colegii, acum din toamnă va fi vot pe listă. Se depune o listă de către fiecare partid cu candidații, spune 1, 2, 3, 4, ăștia sunt candidații mei pentru Camera Deputaților, ăștia pentru Senat. În funcție de numărul de voturi obținute, procentual poți să iei 1, 2, 3, sau niciunul, deputat sau senator. Senatorii sunt mai puțini decât deputații.
cam pe la jumătate, mai puțin un pic chiar. Diferențe între cele două camere, nu prea sunt. Constituția României reglementează foarte vag diferența între cele două, precizându-se doar că sunt camere decizionale pe domenii diferite. În sensul că Camera Deputaților, nu le știu nici eu pe din afară, pentru că sunt vreo 20 de domenii înșiruite, fără nicio legătură între ele, practic. Camera Deputaților este camera decizională, mai ales pentru legile organice, gen codurile penale, de procedură penală, codul civil, codul electoral, codul muncii, legi foarte importante, în timp ce la Senat, inclusiv Constituția, spune că Senatul este camera decizională în celelalte domenii care nu au fost enumerate. Senatul nu este oarecum definit nici în Constituție. Foarte interesant este faptul că noi practic avem și a treia cameră a Parlamentului, și anume Camerele Reunite. De ce se spune că am avea a treia cameră? Pentru că fiecare cameră a Parlamentului se definește printr-un regulament propriu și un anumit domeniu de legiferare exclusiv, da? E, la noi, Camerele Reunite, Parlamentul lucrează în plen reunit în anumite domenii speciale. Spre exemplu, investirea Guvernului. Investirea Guvernului la noi nu se face printr-un vot în Senat și apoi în Camera Deputaților. Nu. Se face în plen reunit. Numirea directorilor CSRI se face în plen reunit. Moțiunea de cenzură, investirea Guvernului, se face în plen reunit. De aceea, constituționaliștii spun că în România, de facto, Parlamentul ar fi chiar tricameral, pentru că există trei camere cu atribuții distincte. Bun. Știe cineva cum lucrează fiecare cameră? Comisiile parlamentare? Deci fiecare cameră, Senat și deputați, lucrează în comisii parlamentare pe anumite domenii. Orice lege trece prin aceste comisii în funcție de domeniul de legiferare și ulterior se votează în plen. Printre principalele atribuții ale Senatului, am enumerat deja câteva, dar cea mai, ale Senatului, ale Parlamentului, cea mai importantă dintre acestea, după părerea voastră, care ar fi? Legiferează, da? Și apoi? Cine numește guvernul? Primul ministru, ok, el își numește persoanele cu care vrea să colaboreze, dar cum se formează acest guvern? Prin depunerea unei liste alese de primul președinte. Președintele României este ales uninominal. Da? Alegerile sunt din 5 în 5 ani. Mandatul este de 5 ani. Fiecare poate să aibă maxim 2 mandate. O persoană poate avea maxim 2 mandate de președinte. În urma alegerilor parlamentare, președintele, în urma consultării partidelor, desemnează un premier. Premier desemnat. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta un program de guvernare și un guvern. Doamne, m-am decis, tu ești premier. M-am consultat cu PSD, PNL, ALDE, UDMR și cred că tu ești cea mai bună variantă. Popescu pleacă, discută și el din nou cu partidele și își face o listă cu miniștri și își spune ministru de interne, externe,
învățământ, da? Ce face după aceea? Cui propune lista? Președintelui din nou? Parlamentului. Da? Deci se duce cu programul de guvernare și cu lista de... Dar asta e o situație ideală. Dacă președintele zice că nu-i bună la nivelul ăla, că s-a întâmplat până acum la noi, degeaba, până ajunge la Parlament mai doresc. Nu există această procedură. Nu există procedură. Procedura? Deci suntem pe procedura acum. Consultările informale nu se pune în discuție. Deci, cu această listă de miniștri, se duce la legislativ, la Parlament, și solicită votul de investitură, da? Un vot de încredere, care trebuie să treacă cu majoritate. După ce este investit, care este diferența în privința legislativului și executivului cu privire la legi? Executivul le confirmă. Le confirmă? Parlamentul le emite, elaborează legea. Executivul le aprobă sau le... Le pune în aplicare. Le pune în aplicare. Da? Și dacă avem un organism care elaborează aceste legi, un altul care le pune în aplicare, al treilea ce face? Se asigură că aceste legi sunt puse în aplicare conform legii. Sunt respectate de către cine? Este subordonată celelalte? Da. Care e cea mai... Care e prima dintre ele? Care e? Niciuna, pentru că deasupra înseamnă separat sectorul din stat. Deci nu e niciuna deasupra celelalte? Sau cum e? Care e prima dintre ele? Cine e șeful? Nu există șef. Nu există șef. Toate au același nivel, același statut. Nu există o relație de subordonare între ele, nu există practic nicio relație de egalitate. Toate între ele colaborează, se supraveghează reciproc și se asigură într-un final de bunul mers al societății. Adică se emit legile, se pun în aplicare, se verifică respectarea lor, atât de către guvern, cât și de către cetățeni. Da? Bun. La nivel teritorial. Deci noi am spus până acum, guvernul este format din primul ministru și miniștri. La nivel teritorial, guvernul este reprezentat în fiecare județ? De primar. De? Prefect. Primar? Primarul este subordonat guvernului? Nu. Primarul este autoritate aleasă la nivel local. Da? Guvernul, reprezentant al guvernului în teritoriu, este prefect. Știe cineva cum îl cheamă prefectul de la Sfânt? Da, nu îl cheamă. Îl spus acum nu. Cum? Daniel Ortean. Daniel Ortean. Îl spus două, acum are polul de jumătate. Nu. Prin numire? Prin numire de către cine? De primul ministru. De către primul ministru. Este numit în funcție. Ce? Cum află de el? Cum? Cum află de el? Cine a... Cum adică, a... de exemplu, de ce l-au pus pe... Oitea și Oitea? Tot din consultări, îi se prezintă. Îi prezintă cineva din teritor. Prefectul este considerat înalt funcționar public.
Prefectul este o funcție politică? Nu. Nu. Există un corp al funcționarilor publici care nu face politică. Prefectul este socotit pe cea mai înaltă treaptă de specializare a funcționarului public. Iar primul ministru alege în numirea unui prefect unul dintre membrii acestui corp profesional al funcționarilor publici care au și calitate profesională de a fi înalți funcționari publici, ceea ce înseamnă o pregătire superioară. Altfel spus, ca și cum ar face o distinție între cei care au liceu și cei care au facultate. Da? Înaltul funcționar public este un funcționar public care are nu doar liceu, ci are și studiile superioare de specialitate. Practic, prefectul este reprezentat, cel mai înalt reprezentant al guvernului. Ministerele au reprezentanțe la nivelul județului? Da, director, nu? Cum? Director, nu? Director de? Deconcentrat. Deconcentrat. Se folosește termenul deconcentrate pentru că sunt niște direcții ale ministerului și, practic, la nivel de fiecare județ există o instituție județeană care pune în aplicare ordinele ministrului și politicile elaborate de către ministerul care este subordonat. Haideți să dăm câteva exemple. Spre exemplu, Ministerul Muncii. Instituții ca AJOFM-ul, ITM-ul, da? AJOFM este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, ITM-ul este Inspectoratul Teritorial de Muncă. Da? În anumite domenii, aceste instituții județene pun în aplicare politicile elaborate la nivel central, la nivel de minister. AJOFM-ul, în special în relația cu șomerii, ocuparea forței de muncă, recalificare profesională, iar ITM-ul se ocupă în general cu respectarea legislației muncii, aplicarea codului muncii, referitor la munca la negru, munca ore suplimentare, respectarea normelor de securitate în muncă, da? Deci sunt politici elaborate la nivel de minister, legi elaborate de către Parlament, puse în aplicare de guvern la nivel central și prin agențiile sale deconcentrate prin aceste direcții la nivel județean. Bun. Dar să zicem că la un moment dat guvernul nu prea își face treaba. Da? Lumea este nemulțumită. Ce poate să facă legislativul în acest sens? Și ce înseamnă această moțiune de cenzură? Elaborează documentul, problemele... Ați spus doi termeni. Moțiune simplă, moțiune de cenzură. La moțiunea simplă nu poate să cadă guvernul, exprimă probleme și critică pe un anumit ministru și la moțiunea de cenzură poate să cadă guvernul. Așa. Bun. Deci moțiune de cenzură se face în cadrul Parlamentului. Da? Cine a auzit de termenul moțiune de cenzură? Da? Ia să auzim o altă voce din sală. Din spate, am să te rog. Culturios. Explică-ne și nouă moțiunea de cenzură. Bun. Deci la un anumit moment, când Parlamentul este nemulțumit de activitatea guvernului și consideră că nu mai pune în aplicare programul de guvernare, s-a abătut de la direcția stabilită inițial. În general, opoziția, pentru că ei sunt nemulțumiți de programul de guvernare, au la dispoziție moțiune de cenzură, depunerea unei moțiuni de cenzură. Ce înseamnă aceasta? Parlamentul, în general, lucrează în două sesiuni. Februarie-iunie, septembrie-decembrie. În cadrul fiecărei sesiuni parlamentare de lucru se poate discuta
un senator sau un parlamentar are dreptul să semneze o moțiune de cenzură, adică să solicite demiterea guvernului. Este nevoie de un număr minim de un sfert din parlamentari în funcție pentru a se supune la vot o asemenea moțiune de cenzură. De aceea se spune că opoziția nu poate depune mai mult de o moțiune de cenzură pe sesiune, pentru că dacă ar strânge două sferturi din parlamentari, deja ar deveni majoritate. Bun. Și se semnează moțiunea de cenzură, căderea guvernului. Știe cineva ce se întâmplă ulterior? S-a depus la registratura Parlamentului această moțiune. Se dezbatere. Se dezbatere, se, într-un anumit termen, se supune la vot în plen. Ce trebuie să se întâmple ca să treacă această moțiune? Se supune la vot și dacă se votează. Dacă este un număr suficient, adică jumătate, plus 1, atunci care guvern? Știți de vreun guvern care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură? Și Mungurian, și Boc. Și ultimul guvern. Deci, cabinetul Mungurian a căzut câteva zonă în moțiuni de cenzură. Da. Și înaintea lui Rodun, câteva luni, au căzut și cabinetul Boc. Boc 2 ți-a dat Boc demisia. Boc 1. Boc 1 a fost nicio moțiune. N-a trebuit nicio moțiune. N-a fost moțiune. A fost prezentarea demisiei primului ministru care echivalează cu demisia guvernului. Demisia întregului cabinet. Primul guvern, și este și singurul, care a căzut până acum în urmă moțiune de cenzură a fost cabinetul Mihai Răzvan Ungureanu. Unicul și singurul. Cea mai scurtă perioadă într-un cabinet, 78 de zile. Mai poate cădea guvernul prin altă metodă? Se mai poate? Demisia primului ministru, care duce automat la căderea întregului cabinet. S-a întâmplat Emil Boc 1, Emil Boc 2, cele două cabinete, plus ultimul Victor Ponta în toamna anului trecut. Altă metodă? Dacă moare ministru. Da? Moare, da. Dacă moare ministru, da. Foarte des s-a practicat în perioada cabinetelor Boc procedura asumării răspunderii guvernamentale în vederea trecerii unei legi. Ce înseamnă aceasta? Că s-a auzit de foarte multe ori prin asumarea răspunderii. Guvernul, primul ministru, propune o lege. Și întrucât consideră că nu există suficient timp pentru dezbatere, atunci se duce în fața Parlamentului și spune, acesta este proiectul de lege care urmează să fie publicat în Monitor Oficial. Parlamentul nu votează proiectul respectiv de lege. Că își asumă răspunderea guvernului pentru el. În schimb, parlamentarii, dacă nu sunt de acord cu acest proiect de lege, pot să depună o moțiune de cenzură în termen de 3 zile de la citirea proiectului. Iar dacă acea moțiune de cenzură trece, este votată de Parlament, atunci și proiectul de lege este respins, dar și guvernul este demis. Dacă moțiunea de cenzură nu este depusă sau este respinsă, atunci proiectul de lege se consideră că a fost admis și este publicat în Monitor Oficial și devine lege. Da? Mi se spune moțiune de neîncredere, un vot de neîncredere practicat de către guverne nu doar în România, ci și peste tot. Este motion of no confidence, îi se spune în sistemul englez, atunci când guvernul vrea să testeze dacă se bucură în continuare de susținerea Parlamentului. Bun. În afară de această metodă de a-și asuma răspunderea cu un proiect de lege, guvernul mai poate legifera în vreun fel? Ordonanțe de guvern.
Prin ordonanță de urgență. Vă este cunoscut acest termen? Auzi. Ce este această ordonanță de urgență? Guvernul consideră că este neapărat nevoie să se ia o măsură foarte rapidă de reglementare într-un anumit domeniu. Și nu există timpul necesar pentru a se face dezbatere în forul legislativ. Și spune, trebuie acționat rapid, este nevoie de o asemenea măsură legislativă, dăm prezentă ordonanță de urgență. Da? Și ordonanța de urgență este publicată în Monitor Oficial și devine act normativ și urmează a fi aplicat. Se pune în aplicare de guvern și se vede de către judecător și procuror dacă este încălcată sau nu. Ce se întâmplă ulterior? Practic, noi am stabilit că avem un organ emitent de legi. Reprezintă această ordonanță de urgență legiferare din partea guvernului? Are valabilitate până să discute în guvern, în legislativ. Ulterior, că e discutat în guvern. Această ordonanță de urgență, chiar dacă este publicată în Monitorul Oficial și a devenit act normativ, ea urmează a fi aprobată și de către Parlament. Pentru că singurul organ care are puterea de a emite legi este Parlamentul. Chiar dacă prin ordonanță de urgență am crede că guvernul legiferează, de fapt, acesta reglementează pe un termen foarte scurt, fiindcă este, de aceea și spune, urgență, este o urgență de a se legifera, însă această ordonanță este supusă aprobării plenului legislativ. Da? Parlamentul poate să o aprobe cum a fost emisă, fix la fel, poate să o modifice sau chiar poate să respingă respectiva ordonanță de urgență prin lege. Adică nu se aprobă și se respinge. Bun. Întrebări până aici. Ne rămâne. Și ajungem la ultima putere. Puterea judecătorească. Care, după cum v-am spus, și ați spus și voi mai devreme, se compune din instanțele judecătorești și din parchet. Curtea Constituțională face parte din această putere judecătorească? Păi deasupra tuturor. Deci cum face parte? De... Deci orice contestație se poate judeca deci. Dacă zice guvernul ceva și nu intră, n-are treabă cu... Da. Deci. Curtea Constituțională sau Curtea de Conturi. Ați auzit de Curtea de Conturi? Da. Curtea de Conturi este organul care face cercetări cu privire la cheltuirea banului public. Curtea de Conturi sunt acei inspectori de la Curtea de Conturi care fac cercetări pe la primării, pe la ITM, JOFM, pe la minister, absolut peste tot, unde se folosește banul public, la instituțiile publice. Curtea Constituțională este o, nu putem să-i spunem instanță judecătorească, pentru că nu face parte din acest sistem, este o instituție care verifică corectitudinea, constituționalitatea legilor. Faptul că o lege este în concordanță cu Constituția. Ați urmărit scandalul interceptărilor SRI și decizia Curții Constituționale? A urmărit cineva această dezbatere? Bun. O scurtă introducere. În codul penal se spune că se spunea, de fapt, Curtea Constituțională, la sesizarea unui avocat,
a spus, doamne, sintagma aceasta, alte organe ale statului, este una neconstituțională. Întrucât cercetarea penală se efectuează de organe special desemnate pentru acest motiv. Și a spus, această sintagmă din codul penal este neconstituțională. Și urmează a nu mai fi aplicată din acest moment. În momentul în care o lege sau o porțiune dintr-o lege este declarată neconstituțională, Parlamentul are la dispoziție 45 de zile de a pune în acord respectivul text de lege cu Constituția. Curtea Constituțională poate declara o lege pe de-a întregul neconstituțională, cum s-a întâmplat cu câteva ordonanțe de urgență. Campion aici este Emil Boc, ceea ce a fost foarte ciudat, că un profesor de drept constituțional, în perioada cât a fost prim-ministru, a emis câteva ordonanțe de urgență declarate neconstituționale. De ce au fost declarate ele neconstituționale pe de-a întregul? Era că nu se justifica urgența. Și Curtea Constituțională a spus că nu poți tu, guvern, să emiți acte normative, pentru că dacă faci așa ceva, atunci tu îți depășești atribuțiile și intri în zona legislativă. Iar Constituția noastră prevede separația puterilor în stat. Așadar, Curtea Constituțională este practic un garant al respectării Constituției în România, al constituționalității legilor. Faptul că acestea sunt în concordanță cu Constituția. Bun. Am încheiat această paranteză și revenind la ultimul punct, tăia judecătorească, după cum am spus, în instanță de judecată și parchet. Instanțele de judecată, în funcție de ce au de făcut, se împart judecătorii, tribunal, curți de apel. Pe lângă fiecare astfel de instanță, funcționează un parchet, care este format din procurori. Procurorii sunt cei care fac anchetele. Ei anchetează infracțiunile încălcarea legii. În momentul în care un procuror face o acuzație, ce se întâmplă cu persoana respectivă? Este vinovată sau nevinovată? Păi că instanța nu spune. Deci până la proba, până când nu se dovedește vinovăția acestuia, el este considerată nevinovată. Da? Cum îi spunem noi de zi cu zi? Este prezumția de nevinovăție.